Stimați telespectatori, am revenit în platou. Suntem alături de invitata mea, profesor universitar dr. Daciana Elena Brănișteanu, disciplina de dermatologie, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași, președintele Asociației de Dermatologie din Moldova, de asemenea manager la Centru de Dermatologie și Dermatocosmetologie Dermalux. Doamna profesor, am revenit. Rămăsesem la epilarea definitivă și vroiam să vă întreb, în afară, rolul practic al tratamentului laser, în afară de epilarea definitivă, ce alt rol mai are în dermatologie laserul? Unul dintre cele mai importante roluri pe care le are laserul în tratamentul afecțiunilor dermatologice este în telangiectazii și în vene reticulare. Este o boală foarte frecventă, numită boala venoasă cronică, cu o prevalență foarte mare în populația generală și nu numai în boala venoasă cronică, ci și în telangiectaziile, venectaziile care apar la femei pe coapse odată cu celulita, celulita aceea pe care o știm noi din punct de vedere estetic, aspectul de coajă de portocală. Un alt rol pentru laserul vascular din platforma Cutera este pentru cuperoză, pentru roșeața excesivă la nivelul feței, fie în cadrul rozaciei, fie în cadrul cuperozei ca atare, fie după o acne, rămân macule eritematoase. Tot cu ajutorul laserului putem lupta împotriva pierderii de fermitate a pielii. Putem să realizăm, cu alte cuvinte, un lifting facial nechirurgical utilizând titanul din platforma Cutera. Indicațiile se extind ulterior și pentru alte afecțiuni dermatologice, terapia anti-aging, de exemplu. În terapia anti-aging se poate utiliza laserul, iar una dintre indicațiile majore este resurfasarea cutanată, care practic șterge partea superficială a tegumentului în zonele pline de cicatrici, redând pacientului șansa la un nou aspect al pielii, practic stimulează, îndepărtează pielea lezată cu cicatrici și stimulează formarea unui nou tegument în area afectată, cel mai frecvent fiind utilizată pentru resurfasarea cutanată la nivelul feței. Deci șterge ridurile, poate să șteargă ridurile profunde sau cicatricile post-acnee, post-arsuri și așa mai departe. O atenție deosebită este îndreptată asupra esteticii cutanate și vreau să discutăm puțin despre peelingurile chimice. Putem discuta în cadrul, bineînțeles, pentru frumusețea tenului despre aceste peelinguri. Peelingurile le-am utilizat inițial și continuăm să le utilizăm în Dermalux ca și mijloc terapeutic, în primul rând, în acnee. Pentru că peelingurile pot să grăbească vindecarea acneei, iar o altă indicație foarte importantă a acestora este pentru ștergerea cicatricilor post-acnee, post-vărsat de vânt, post-arsuri și așa mai departe. Din păcate, pacienții, unii dintre ei, citesc foarte mult pe forumuri, bănuiesc, nu pe site-uri medicale și vin adesea reticenți față de această tehnică numită peeling. Vreau să precizez faptul că în Dermalux noi lucrăm cu peste 13 tipuri de peeling-uri, că realizăm peeling-uri superficiale care se adresează în special pacientelor care nu au timp de recuperare la îndemână după o astfel de procedură, peeling-uri moderate, medii și peeling-uri profunde. Avem și câteva imagini. Este vorba despre un peeling pentru acnee. Remarcăm că există niște pași standard utilizați în aceste peeling-uri, că peeling-urile pot să se, substanțele utilizate pentru peeling-uri se pot prezenta sub formă de soluție, ca în cazul de față, sau se pot prezenta sub formă de geluri. Ele conțin un ingredient activ sau două, trei, chiar patru ingrediente active care să asigure o ștergere a leziunilor de acnee, leziunile hiperpigmentare, să închidă porii, să șteargă ridurile superficiale, să retextureze pielea. Există peeling-uri care își propun să trateze practic modificări profunde la nivelul pielii, cum ar fi fenomenele de îmbătrânire.
De asemenea, există peelinguri care se inactivează singure după o degresare a feței. Se aplică soluția sau gelul pentru peeling o perioadă de timp limitată conform protocolului, după care se aplică substanța neutralizantă și se clătește, fie gelul respectiv se inactivează singur și se clătește, ulterior se aplică o mască calmantă, hidratantă sau se continuă cu un tratament de biorevitalizare. De fapt și de drept, atunci când vorbim despre tehnicile anti-aging, de biorevitalizare, de peeling-uri chimice, toată arta este a practicianului, a clinicianului, aceluia care a executat zeci și sute de astfel de proceduri. Pentru că, sigur, noi în manuale, în tratate, în cursurile pe care le facem, învățăm niște tehnici standard, dar adevărata artă este aceea de a ști cum anume să realizezi o combinare a acestor tehnici pentru a obține rezultate cât mai performante. Și de fapt, prin asta cred eu că se deosebește Dermaluxul de alte centre de dermatologie, de dermatocosmetologie, de dermatovenerologie. Prin arta clinicianului, prin expertiza acestuia de 26 de ani în dermatologie, printr-o supra-specializare de un an de zile în Franța, la Lyon, pentru dermatocosmetologie și tehnici de vârf. Pentru că atât prin am stat un an. Experiență și arta de a combina practic aceste tehnici. Diferența dintre dermatolog și estetician sau dintre dermatologi în ceea ce privește performanțele în tratarea diverselor afecțiuni dermatologice și, iată, în cazul de față, în dermatocosmetologie, este de a, nu numai de a enumera ingredientele active dintr-un produs utilizat, de a enumera, de a ști să precizezi foarte clar tehnica în unui anumit aparat, ci de a înțelege exact la nivel de țesut, de celulă, de moleculă, cum anume va impacta tehnica sau ingredientul activ funcționarea pielii, a tegumentului. Trebuie să știi exact anatomie, drenarea tegumentului. Trebuie să știi ce înseamnă procesele oxidative, care sunt resursele pielii de a se reface. Și asta face diferența între un om cu studii medicale, un dermatolog care s-a aplecat asupra pielii și nevoii acesteia și un alt medic de altă specialitate sau un estetician. Și aici putem reveni la discuția despre dreptul pacientului, practic, de a alege și de a se informa înainte, iată, unde să apeleze. Eu cred că aceste emisiuni pe care dumneavoastră le organizați, pe care le, mă rog, puneți în scenă, acest rol trebuie să-l aibă și l-au cu succes, aceea de informare a publicului larg asupra opțiunilor pe care le au, astfel încât să ajungă să aleagă ce este mai bun pentru ei și pentru sănătatea lor. Pentru că a vorbit despre piele, a vorbit despre tehnici de îngrijire ale pielii, de augmentarea sănătății și a frumuseții, până la urmă înseamnă să vorbim despre sănătatea generală a organismului. Și nu cred că sănătatea noastră este bine să o încredințăm altcuiva decât unui medic. Așa este, aș vrea să revenim puțin la peelingurile acestea chimice și să ne spuneți câteva cuvinte despre refacerea după un astfel de peeling. În funcție de substanțele pentru peeling pe care le utilizăm, poate exista o perioadă de refacere foarte scurtă, dar pentru peelingurile ușoare, practic, e vorba de câteva ore, poate o zi. Pentru peelingurile medii este vorba de 3-5 zile, iar pentru peelingurile profunde de o săptămână. A nu se înțelege prin asta că pentru peelingurile ușoare sau medii e nevoie ca pacientul să stea la domiciliu, să primească concediu medical, de exemplu. Este vorba doar despre faptul că trebuie să aplice un anumit program de îngrijire și orice dermatolog care se respectă și este un adevărat profesionist va înmâna pacientului său un program de îngrijire la domiciliu, începând de la gestul firesc de curățare a pielii, care este o piele agresată de către tratamentul dermatologic, o piele care are niște necesități crescute pentru regenerare, pentru vindecare, pentru ca scopul acestui peeling să se atingă la maxim. Și de un camuflaj.
Pentru că, de fapt, ăsta este disconfortul, dar eu am avut pacienți care au efectuat peelinguri medii și care au mers a doua zi la servici, au fost întrebate ce s-a întâmplat cu fața ta și au răspuns simplu, extrem de simplu, așa cum explici cuiva un hematom pe care l-ai la nivelul obrazului pentru că ai făcut o extracție sau un implant dentar, au spus simplu, am făcut un peeling. Cât de frecvent este bine să apeleze? Iarăși, intervalul de timp variază în funcție de motivul pentru care facem peelingul și de substanțele pe care le-am aplicat, adică în speță de tipul de peeling pe care l-am folosit. Poate fi efectuat repetat la o săptămână, la două săptămâni sau la o lună. Sunt peelinguri pe care le folosim odată la 6 luni. Deci dermatologul, în urma unei consultații minuțioase medicale, dermatologice pe care o realizează, va stabili un management pe termen scurt și lung al pacientului. Deci niciodată nu spun la revedere unui pacient care a venit în Dermalux pentru un peeling. Îi voi prezenta toate opțiunile pe care le are, de altfel puține sunt circumstanțele, dar mai sunt în care pacientul se programează la un peeling pur și simplu venind de pe stradă. De multe ori pacienții au nevoie de experiența noastră, cer o consultație pentru a stabili problemele pe care pielea le are. Noi le prezentăm toate posibilitățile pe care Dermaluxul le are de rezolvarea problemei, mergând de la filere, tratamente dermatocosmetice pentru acasă, biorevitalizare, peelinguri izolate sau în cadrul unui program complex de biorevitalizare, lasere, dermapen, deci tehnici de microneedling, astfel încât pacientul să aibă satisfacție maximă și să-și rezolve problema. Așa cum ne arătați și ne învățați, îngrijirea pielii este foarte importantă și aș vrea să ne referim aici la substanțele folosite, așa cum spuneați, la gama de produse profesionale ce sunt utilizate, pentru că bănuiesc că trebuie să se bazeze pe anumite ingrediente atent selecționate, trebuie să fie testate dermatologic. Ce ne puteți spune despre importanța gamei de produse folosite? După proceduri acasă? În timpul procedurilor. Avem mai multe firme de la care practic ne aprovizionăm cu soluțiile pentru peelinguri. Ele utilizează alfa-hidroxiacizi, ele utilizează practic acid salicilic, rezorcină, soluții Jesner. Deci sunt mai multe și sunt complexe. N-am suficient timp la dispoziție acum să stau să le prezint pe toate și nu este intenția noastră de a face reclamă firmelor care ne pun la dispoziție peelinguri. Pacientul trebuie să vină cu toată încrederea că dermatologul are expertiza de a alege acele cocktailuri, acele substanțe indicate pentru problema sa. Există anumite substanțe indicate pentru hiperpigmentare, altele pentru acnee, altele pentru rejuvenare, altele pentru ștergerea, semnelor lăsate de expunerea la soare sau de vârstă asupra pielii. Și dermatologul are expertiza să facă acest lucru. Mie mi se întâmplă și nu odată să schimb, să rulez diverse substanțe la peelinguri consecutive. Adică să folosesc odată soluția Jesner, după care să folosesc acidul tricloracetic, după care să folosesc un peeling mai modest, în funcție de ceea ce îmi explică pacientul că dorește să-și rezolve și de ceea ce este posibil cu adevărat să rezolvăm. Pentru peelinguri îmi aleg întotdeauna pacienții care au așteptări realiste, care înțeleg cum funcționează peelingurile, care înțeleg în urma explicațiilor noastre ce înseamnă frosting, adică acel aspect de piele înghețată, care înțeleg în ce manieră peelingul va influența activitatea sa din următoarele zile. Și dacă am găsit pacientul cooperant și cu așteptări realiste, atunci peelingurile dau niște rezultate excepționale. Dar este foarte adevărat și aici aș vrea să subliniez că cele mai bune rezultate se obțin atunci când peelingul este doar una dintre etapele tehnicilor avansate de biorevitalizare. Să înțeleg că trebuie să jonglăm cu mai multe tehnici de rejuvenare, de biorevitalizare.
și că la Dermalux pacientele, iată, au această posibilitate de a combina practic aceste tehnici. Nu toate centrele de dermatologie fac aceste lucruri, dar cele cu adevărat performante și care au experiență din acest punct de vedere, da, își pot permite să o facă. Dar vă rog să înțelegem foarte clar că în spatele acestor tehnici combinate este foarte multă informație, pentru că sunt și tehnici care se bat cap în cap, există și tehnici care sunt contraindicate a se efectua în același timp, deci chiar este o știință în spatele acestor informații, știință pe care noi o aprofundăm prin lectură permanentă, prin updatarea informației în cadrul congreselor, prin traininguri pe care le facem și cursuri la care participăm sau pe care le organizăm. Deci lucrurile par simple atunci când sunt povestite în realitate pentru dermatolog, ca să jongleze cu astfel de tehnici, e nevoie într-adevăr de răbdare, de profesionalism și de foarte multe ori de o dotare corespunzătoare a centrelor respective de dermatologie și de dermatocosmetologie. Pentru că achiziționarea acestor tehnologii, a acestor substanțe, nu este una ieftină, deci e vorba de achiziții care necesită fonduri și adesea substanțiale. Doamna profesor, aș vrea să discutăm și despre aceste tehnici de biorevitalizare despre care spuneam și să ne spuneți ce înseamnă, spre exemplu, mezoterapia. Cu ac, fără ac, să ne aduceți mai multe lămuriri aici. Prin termenul acesta de biorevitalizare este un termen larg, generos, care practic vrea să spună că stimulează pielea aducându-i suport energetic, aducându-i suport proteic, aducându-i suport enzimatic, să utilizeze resursele naturale de refacere. De fapt, asta vrea. Să dăm timpul înapoi, să dăm înapoi cronometrul practic biologic. Sună foarte frumos tot ce spuneți, trebuie să recunosc. Iată, în imagine, în Dermalux, utilizăm în ultima vreme, utilizăm tehnici de bio-nanotehnologie, adică cocktailuri de substanțe naturale sau extrase din substanțe naturale, puse la oaltă, împreună cu tehnologii de vârf, care deschid canale celulare și împing cocktailuri de 63 de ingrediente active în interiorul celulei, acolo unde este suferința. Dacă ar fi să ne gândim la spoturile publicitare pentru creme care se vând, de exemplu, în supermarketuri sau în parfumerii și care ne promit tinerețea veșnică în condițiile în care în interior ne spun că există coenzima Q10, dau un exemplu, sau câte 1, 2, 3 ingrediente active. Să se gândească ascultătorii noștri ce pot să obțină în condițiile în care în astfel de tehnici se utilizează cocktailuri de câteva zeci de ingrediente active. Și mai mult decât atât, aceste tehnici își permit să promită împingerea practic cu ajutorul undei laser, cu ajutor care activează celula, cu ajutorul curenților electrici sau electromagnetici care deschid canale membranare și fac ca aceste cocktailuri să pătrundă în interiorul celulei. Numai dacă ne gândim puțin, și efectul este unul absolut spectaculos, gândindu-ne unde a ajuns în momentul de față dermatologia, unde a ajuns dermatocosmetologia. Deci a ajuns undeva la mare distanță și avem multiple posibilități de deschidere a acestor canale de perfuzare celulară cu aceste ingrediente. Nu doar acidul hialuronic, nu doar coenzima Q10. Iată, opțiuni și posibilități sunt. Sunt multe și sunt mari. Diferența dintre mezoterapie, că m-ați întrebat exact între ele, e frica de ac. E frica de ac și e frica de tehnologie. Dermaluxul este foarte dotat din acest punct de vedere. Noi avem mezoterapia fără ac, mezoterapia laser, DermaWave, care utilizează o tehnică combinată de stimulare a activității celulare cu ajutorul laserului și continuată cu o tehnică DermaWave de împingere în interiorul celulei a acestor cocktailuri. Lucrăm, așa cum spuneam, cu seruri care au ingrediente active pe baza unor bio-nanotehnologii, seruri pentru acnee, pentru ten cu impurități, pentru cuperoză, anti-aging, de fermitate, de dizolvare a țesuturilor adipoase în locuri nedorite, cum ar fi, de exemplu, bărbia dublă, de tehnici de ștergere a ridurilor.
complet fără ac. Doamna profesor, putem vorbi și despre contraindicații atunci când discutăm despre mezoterapie? Dacă nu există alergii cunoscute la vreunul din ingredientele active și rare, excepționale sunt aceste cazuri pentru că cocktailurile respective au fost puse la punct împreună cu dermatologii. Și noi ne dăm feedback-ul în ceea ce privește utilizarea acestor substanțe. Iar substanțele pe care noi le folosim în cabinete, inclusiv în Dermalux, sunt substanțe testate pentru alergii, recomandate special pentru tenurile sensibilizate, pentru tenurile sensibile. Deci nu am avut niciun accident vreodată, nu există contraindicații, există doar niște rețineri, de exemplu, ca să vă dau exemplu de o situație concretă. Nu avem voie să folosim aceste terapii laser și aceste terapii bazate pe curenți electrici mono sau bipolari și pe radiofrecvență în zonele în care am injectat acid hialuronic. Deci în care am utilizat tehnica de injectare, de filere, pentru că disipă, practic împrăștie, dizolvă acidul hialuronic crosslinkat. Și un dermatolog cu experiență este acela care știe să utilizeze de o manieră sinergică aceste tehnici. Rezultatele sunt absolut spectaculoase, imaginile înainte și post-terapie vorbesc de la sine, avem posibilitatea unor ședințe în care rezultatele se văd chiar după prima ședință, în condițiile în care pachetele sunt de 4, 5 sau 10 ședințe. Avem tehnici de vârf pentru ștergerea vergeturilor, avem tehnici de vârf pentru celulită, pentru cea rebelă, care nu dorește să plece cu masaj, cu creme anticelulitice. Și desigur, lucrul cel mai important și cu adevărat face cinste centrelor de dermatologie de vârf este continuarea acestor tehnici executate în centrele de dermatologie cu terapii acasă. Și tehnicile pe care, mă rog, gamele de produse pe care noi le utilizăm în Dermalux pun la dispoziție pachete de servicii, pachete de produse în programe complete pentru pacienți la domiciliu, care întrețin rezultatele, le augmentează și fac ca acești pacienți să nu fie sclavi, între ghilimele, ai saloanelor de cosmetică, nu sunt nici măcar abonați permanenți foarte des la cabinetele de dermatologie, spațiem nevoia dintre ședințe în așa fel încât costurile să fie reduse la minim și practic satisfacția pacienților să fie maximă. Noi spunem, ne lăudăm că se cunosc rezultatele în cabinetele de dermatologie comparativ cu rezultatele obținute doar acasă sau în saloane de estetică. Doamna profesor, iată că ați încheiat într-un ton foarte... ați făcut un rezumat la tot ceea ce am discutat noi astăzi aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că, iată, ne-ați introdus în lumea profesionalismului în dermatologie și în estetică cutanată. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Cu drag și invităm telespectatorii noștri să nu uite că se apropie sărbătorile de iarnă și... E bine să facem programă din timp în Dermalux pentru a putea să întâmpinăm sărbătorile cu un ten impecabil și cu probleme rezolvate înainte de aceste frumoase perioade de relaxare. Așa este, iar dumneavoastră îi așteptați. Stimați telespectatori, ediția de astăzi a emisiunii Eu Sănătos a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire în fiecare marți, începând cu ora 17. Pentru că nu uitați, fericirea constă în primul rând în sănătate. Așadar, vă doresc o săptămână sănătoasă!